Bună seara, domnule! Bună seara! Mă bucur de cunoștință. Ce mai faci tu? Bine. Bine? Da. Da? Îți place la noi? Da. Dar de ce faci așa? Da. Gata, ho. Măi, ce brățar avem! Ce scrie aici? A. Atât? Adi. Dar cine e Adi? Eu. A, tu, mi-ai spus. Câți ani ai tu? 4 ani și 8 luni. Am înțeles că tu ai niște planuri mărețe așa în viață. E adevărat? Da. Ce dorești să faci în următoarea perioadă, următorii 5 ani, că tot e? Curse. Ce să faci? Curse. Ce? Curse de mașini. Ah. Ce curse de mașini? Unde vrei să concurezi? La curse. La curse? Îți plac mașinile? Da. Vrei să fii pilot? Da. Da? Ca și cine? Ca tati. Tatăl tău este pilot de cursă? Da. Unde? Între București și Aiud? El, de fiecare dată, se duce la o cursă. Dacă n-a terminat mașina, se duce să se uite, da. Dacă a terminat-o, se duce să concurează. Stai puțin. Și concurează în raliuri? În ce? Da, în raliuri. Ia povestește-mi și mie. Cum, ce se întâmplă la o cursă? Cum se desfășoară o cursă? Cum? Cum se desfășoară o cursă? Ce se întâmplă la o cursă? Ții mașina, o pornești și te duci la start. Îți dă startul și te duci în cursă. Poftim? Îți dă startul și te duci în cursă. A, așa? Și? Și concurenți, stânga, dreapta. Că așa e jocul pe la noi? Da. Și ce este un copilot? Copilot? E lângă pilot. Cel se uită pe hârtie. Și ce vede? Pe hârtia care i-a dat-o la start. A, dacă l-apucă pe drum sau ce? Dacă l-apucă pe drum. Să vadă ce a făcut la mașină, ca să scrie. Ce el atunci scrie. Și asistenta ce e? Asistenta o dubă care umflă căuciucurile. Schimbă. Roțile. Asta face asistența? Da. Dar... Mai de sfășoară roata, pune alt. Și tatăl tău e de multă vreme pilot? Da. De cât timp? De 3 zile. Înseamnă că are experiență. Câte premii a câștigat în toată perioada asta? 3. 3, una pe zi? Da. Dar se mai întâmplă și accidente, nu? Din când în când, din păcate. Da. Da. Și ce se întâmplă atunci? Cum e? Mai rău. Adică, ce se întâmplă? E un accident. Se ciocnește, se răstoarnă mașina și? Ori intră unul în stâlp, ori se răstoarnă unul peste cap. Și apoi, ce se întâmplă? După aia, vine salvarea și îl duce la asistență. După aia, îl urcă în dubă, pune și mașina pe platformă și o trage, se duce la spital, o lasă acolo și stă și el cu ei ca să vadă ce-i faci și după aia intră înapoi. Da. Mamei tale îi place că tatăl tău conduce mașina și că merge la curse? Da. Se bucură? Da. Nu-i spune niciodată, măi, te rog, nu te mai duce. Las. Lasă? Da. A, ia-i șeful. Da. Pe mine nu mă las. Păi și tu conduci? Da. Da? Da, dar nu mă duc cu tatăl. Și vrei să fii un campion? Da. Îți urez succes. Câteva momente la copii spun lucruri drăznite. Și nu există undeva păstrate frumos? La un muzeu, da, ceva? Unde? La muzeul Antilopa.